Hei, bună fetelor! Aștept să vă strângeți câteva pentru că vreau să vă anunț niște lucruri. În primul rând am venit la noua locație Swiss Aesthetics, Clinica Vedetelor București. Și o să vă arăt cam cum este aici. Hai să vedem, să vedem, să vedem. E deschis. Mulțumesc. Așa, după cum spuneam, am venit la noua locație a clinicii Swiss Aesthetics București. Rămâne și cea din promenada, dar aici este centrul lor. O să vă arăt cam ce drăguț este aici. Ia, aveți un aparat nou, bună ziua! Încălțăm botoșeii. Bună! El este... Să rămână. Bine ai venit. El este Valentin Burada. Bănuiesc că-l cunoașteți de la mine de pe live. Ne aflăm, după cum spuneam, a treia oară. Mm-hmm. Spune-le și tu, la Clinica Swiss Aesthetics, la noul centru. La sediu central al Clinicii Swiss Aesthetics, unde vom face și blocul operator, care va fi gata în doar 2 luni. De acum vom avea operațiile chirurgicale în această clădire, împreună cu 7 cabinete de injectări și săli de tratamente, atât faciale cât și corporale, de beauty pentru pacientele și prietenele noastre drage. Deja se uită 2000 de persoane la noi și vrem să vă mulțumim și să... Hai să le arăt ceva drăguț la fete. Cred că ia să le arăt bradul de Crăciun. A, deși a trecut Crăciunul, vă arătăm aici... Vezi că seamănă, fetele care... Unele fete zic că e Burj Khalifa. Da, da. Este o combinație între fetele care... și turnul din Dubai. Da, fetele care vin la volumizare de buze, pomeți și așa mai departe, recunosc aceste ambalaje. Mm-hmm. Da. Și nu numai. Și noi salutăm Buchetino. Da. Haide mai departe. Hai să mergem la etaj. Hello, girls. Hai, țin eu și te filmez. Da, să știi că era o poziție frumoasă dacă aveai și tu o fustiță pe tine de jos, așa să te... Pe zăpada asta, pe gheața asta. Ia. Hai să intrăm în dreapta, aici, în primul cabinet de injectări. Deci acesta este cabinetul de injectări, fetelor. Da, bine. Ce vreau să vă arăt foarte frumos, fratelor, ceva cu care ne mândrim acum este certificatul de marcă înregistrată a clinicii Swiss Aesthetics. A devenit clinica Swiss Aesthetics marcă înregistrată, un lucru pentru care ne mândrim și vă mulțumim vouă pentru încredere și pentru fidelitate de fiecare dată. O veste frumoasă pentru noi, pentru că am așteptat de mult, vreun an și ceva a durat dosarul și... Aici este ceva și pentru bărbați, medicină estetică, facială și corporală pentru bărbați, așadar... Este vorba de noul concept pe care l-am lansat noi... Vă pup, fetelor, sunteți foarte drăguțe! Este vorba de Men Aesthetics. Vom avea un cabinet special destinat bărbaților, cu intrare separată ca să păstrăm privacy, special pentru domn, unde vom realiza atât tratamente ușoare, injectări, cât și intervenții chirurgicale destinate bărbaților. Vreau să vă zic să rămâneți aproape, pentru că o să vorbim despre un subiect foarte... vorbim despre un subiect foarte controversat și anume despre aquafilling, acea substanță care se pune în fese și știu că primesc zi de zi
sute de mesaje legate despre această procedură și nimeni nu este în măsură să vorbească mai mult despre această procedură decât Valentin Bunada. Corect. Și bineînțeles și eu, care sunt prima, și ai fost prima din România care și-a făcut această intervenție. Așa este. Și au urmat multe altele după ce am Așa este. Este prima intervenție. Loredana, acum un an și jumătate, a beneficiat de această procedură pentru cele mai frumoase fețe din galaxie, la Swiss Aesthetics. Lumea mai crede că eu aș avea, nu știu, că modific pozele undeva la abdomen, că nu sunt așa de subțire la abdomen, sau că fundul meu ar fi... Nu. Noi știm cel mai bine ce e acolo și este un rezultat de mare calitate. Este injectarea... Este injectarea cu Aqua Filling, cu toatele, îl știți acest produs. Este un rezultat frumos obținut din două ședințe pe care le-am avut noi la Loredana. Este un rezultat uniform, foarte proeminent și cu o recuperare foarte ușoară, pentru că Loredana... la scurt timp după această intervenție a și preintrat în viața normală, ea face sport, rupe sala. Sport, și să știți, fetelor, că sportul ajută. Și întotdeauna menține orice corpul, menține sănătos și vă ajută foarte mult. Face și sport, face și ceea ce vă doriți voi, rezolvați-vă orice, nu știu, capriciu sau... ceva ce ține de estetică și nu vă convine la voi, rezolvați-le și simțiți-vă bine în pielea voastră, pentru că asta este cel mai important. Corect. Să aveți încredere în voi. Așa este. Îți mulțumim și mulțumim că transmiți asta. Întotdeauna să știți că în estetică, ok, e vorba și despre vrem să ne augmentăm sânii, fesele, orice, dar putem face și multe corecții pentru care avem nevoie. Exemplu, micile corecții sau cel puțin sunt intervenții de non-chirurgicale, de bun simț. Corect, minim-invazive. Care, de exemplu, îți ajută tenul să nu îmbătrânească. Este un lucru de întreținere. Este un lucru foarte bun să începeți să-l faceți atunci când tenul dumneavoastră dă semne de îmbătrânire, pentru că e mai bine să prevenim și să tratăm. Sunt unele intervenții chiar pentru prevenție. Da, așa le numim și noi. Nu ajungeți să aveți riduri pe care nu mai puteți să le corectați și să aveți o piele zbârcită și așa să este. Aveți complexe. Putem să facem și dinainte. Puteți să verificați online, avem această broșură, este broșura Swiss Aesthetics, în care puteți să vedeți ce le facem noi, atât faciale cât și corporale. Puteți vedea toate vedetele care ne-au călcat pragul de-a lungul timpului, un palmares de peste 16.000 de paciente, câteva premii pe care le-a primit Clinica Swiss Aesthetics și, desigur, am devenit furnizorul de servicii medicale al familiei regale din România. Știi treaba asta? Uite, fetelor, asta aici avem și lista de prețuri pentru intervenții chirurgicale. O puteți găsi și online pe site, puteți să le consultați. Această broșură și cu rezultate, top training-uri, totul este la această adresă. Intrați acolo și aflați mai mult. Mulțumim, Loredana, pentru că de fiecare dată când vii, ești drăguță și împărtășești da, urmăritorii tăi. Da, îmi place să informez lumea. Eu nu îmi expun foarte des părerile și nu promovez lucruri care știu că nu sunt beneficie pentru cei și cele care mă urmăresc. Așadar, dragii mei, eu vin aici cu tot sufletul și vă arăt din experiențele mele lucrurile care mie care îmi fac mai mult și bine, îmi fac bine, da, și într-adevăr îmi plac foarte mult. Aqua Filling-ul pentru mine a fost procedura numărul 1. A fost mișto. Da, și foarte multe fete au urmat această procedură pentru că, sincer să vă spun, noi recomandăm mai degrabă decât siliconul fese, pentru că e recuperare mult mai ușoară, e mai ușoară intervenția în sine și e foarte safe, știi, asta e important, foarte safe.
pupăm toate fetele. Vă pupăm, vă mulțumim că sunteți alături de noi, alături de mine, alături de Clean Casus Aesthetics. Mă întreabă cineva cu unghia ruptă. Nu știu, nu am, ia stai un pic, că vreau, ține un pic telefonul, da. Că vreau să arăt că nu am nicio divele astea, fetele astea care judecă ele. Nu am nicio unghie ruptă, nu știu ce vă uitați. Eu am avut o unghie ruptă acum o zi, care, bineînțeles, s-a reparat. Ne mai rupem unghiuțele, că noi mai și muncim, adică e normal să avem și accidente de genul ăsta. Vreau să vă spun tuturor că nu de fiecare dată când vizitez Clinica Swiss Aesthetics vin neapărat să-mi fac, vai, nu știu câte operații. Putem să le enumerăm. Intervențiile sunt de bun simț. Buzele, de exemplu, le-am făcut acum un an de zile și m-au ținut un an de zile. Păi stai, buzele în ultimii 2 ani de zile cred că le-am injectat de 2 ori. Da, deci asta vreau să spun, că nu fac exces de absolut nimic. La nu, față... Maria, având mai multe injectări, rezistă mult mai mult acidul hialuronic. Știi că pe măsură ce ți-l injectezi, el te ține mai mult ca rezultat. Iar la față, retușuri ușoare. Am umblat pe la pomeți un pic, dar mai demult. La pomeți nu mi-am făcut pomeți, am niște din naștere. Am niște gropițe care mie nu-mi plac și cei de la echipa Swiss Aesthetics s-au oferit să mi le umple și să-mi fac acea corecție. Uh-huh. Mai îmi pun când este necesar puțin botox, tocmai ca să previn îmbătrânirea. Și am grijă cu diferite tratamente pe care le găsesc aici în clinică de tenul meu. Să nu am imperfecțiuni, să nu am coșuri și așa mai departe. Așadar, fetelor, dacă aveți orice altă problemă, cu siguranță aici la Swiss Aesthetics găsiți rezolvare. Lăsați-mă cu excesele și cu ce mai comentați voi, pentru că... Nu cunoașteți, nu sunteți în cunoștință de cauză și nu e ok să vorbiți când nu cunoașteți despre ce e vorba. Vă mulțumesc celor care sunteți aproape și celor care aveți gânduri frumoase să ne transmiteți. Vă mulțumim și celor care nu sunteți așa pozitivi și vă dorim să vă schimbați gândirea asta negativă și urâtă și să... Ajungem și noi în 2019 fără comentarii răutăcioase, poate odată în viața asta. Vă pupăm de aici, de la noua locație Swiss Aesthetics, și vă așteptăm cu drag de fiecare dată.